să ascultăm citirea de la versetul 23, pagina în Sfânta Scriptură 1121, Epistola Apostolului Pavel către Corinteni, capitolul 11, de la versetul 23, și așa cum obișnuim, să dăm cinste cuvântului Dumnezeu. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și de sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta, că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea usânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Amin. Mulțumesc, luați loc. Undeva într-un loc de închinare, Dumnezeu s-a folosit de un evanghelist pentru a aduce un mesaj, un mesaj care a cercetat publicul care era înăuntru. Printre cei cercetați a fost și un tânăr și a dat seama că s-a rostit adevărul lui Dumnezeu. Practic, în relațiile mele de după evanghelizare sau în discuții cu unele persoane care nu sunt membri într-o biserică cu o slujire ca noastră, destul de mulți dintre ei recunosc că pocăința este bună. Recunosc că a fi așa cum cere cuvântul lui Dumnezeu, avea un caracter adevărat, este ceva bun. Dar oamenii găsesc motive. Tânărul acesta, la sfârșitul programului, mișcat totuși de ceea ce a auzit, s-a dus la evanghelistul care a predicat cuvântul lui Dumnezeu și a spus, zice: am înțeles. Este bine să fii mântuit. Este foarte bine. Dar este bine să mă pocăiesc. Întrebarea pe care aș vrea să vă pun: când trebuie să mă pocăiesc? Omul lui Dumnezeu s-a uitat la el și a spus, zice, cu 5 minute înainte de a muri. Tânărul nostru bucuros a zis că nu trebuie să mă pocăiesc acum și așa, în inerția acestui răspuns, a plecat. Dar n-a ajuns departe, s-a întors înapoi, s-a dus înapoi la evanghelist și a spus: bine, bine, am înțeles, dar când am să mor? Și evanghelistul s-a uitat la el și a spus: asta e problema. Nu știu când ai să mori. Mă uit la dumneavoastră, pe unii vă cunosc, pe alții vă văd prima dată, cu alții am o relaționare, o afinitate mai mare sau mai mică, și aș vrea totuși să vă întreb: există cineva aici care știe momentul când va muri? Dacă există, aș fi curios să-l cunosc, să văd pe ce se bazează când spune lucrul acesta. Dar pentru că nu știm niciunul dintre noi când murim, în orice moment trebuie să fim pregătiți pentru lucrul acesta. Vă amintiți? Cândva foloseam la anumite evenimente mai triste un exemplu poate din povești, dar și din realitatea împărățiilor care au trecut, era faptul că orice împărat avea la curtea lui un personaj. Era ciudat, era denumit nebunul curții. Era denumit nebunul curții pentru că el putea să spună orice gândea.
El trebuia să-l înveselească întotdeauna pe împărat și atunci spunea toate adevărurile. Era un om destul de căutat și la un moment dat un împărat avea un asemenea bufon foarte bun în ceea ce se cerea să facă. Și împăratul l-a chemat la el și i-a dat o tichie, adică o coroană. Era frumoasă coroana și la fiecare colț era câte un clopoțel de argint și ori de câte ori se deplasa acest bufon, clopoței sunau și lumea l-aștepta. Vine cel care ne înveselește. Și era foarte apreciat. Dar într-o zi, când s-a sculat de dimineață, a observat că era o liniște nefirească. A observat că toți slujitorii mergeau pe vârfuri prin palat. A observat că nimeni nu ridica tonul. Toți vorbeau în șoaptă cât mai posibil și normal că intrigat de situația asta, a întrebat ce se întâmplă. Interesant era că împăratul când ne-a dat această tichie, i-a spus stăpânește-o, poartă-o, ți se potrivește, dar în momentul când vei găsi un nebun mai mare ca tine, te rog să-i dai tichia aceasta atât de frumoasă. Și când a întrebat ce se întâmplă, a venit și a spus, zice, împăratul e bolnav. Și era datoria lui să se ducă acolo, l-a găsit pe împărat negăjit în pat, nu-i trebuia nimic, nici muzică, nici cântări, nici absolut nimic. S-a apropiat de el și l-a întrebat, împărate, de ce ești necăjit, de ce ești supărat? Și împăratul s-a uitat la el și a spus, zice, sunt necăjit, trebuie să plec într-o călătorie, sunt obligat să plec în călătoria aceasta. Bufonul nostru a zâmbit, nu înțeleg, ai plecat de atâtea ori în călătorii. De ce te neliniștești? De ce ești supărat? Și împăratul a spus, zice, da, dar întotdeauna din toate călătoriile în care am plecat, eu m-am întors înapoi. Aceasta este o călătorie în care plec și nu mai vin înapoi. Bufonul s-a uitat la el și a continuat, zice, împărate, ai știut că trebuie să pleci în călătoria aceasta, nu? Ai știut și împăratul a recunoscut. Am știut, sigur că am știut. Acum, de ce ești supărat? Dacă ai știut că pleci într-o asemenea călătorie, eu cred că, conștient, rațional, ca om, te-ai pregătit pentru călătoria aceasta. Și împăratul s-a întristat mai tare și a spus, zice, asta e problema. Am știut. Am știut de mult că voi pleca în călătoria aceasta. Prins de problemele vieții, nu m-am pregătit. Absolut deloc. Și bufonul, ca bufon, a luat tichia lui, i-a pus-o în cap împăratului și a spus, zice, împărate, am găsit un om mai nebun ca mine. Vă amintiți că cuvântul lui Dumnezeu folosește cuvântul acesta nebun într-o situație specială? I-a spus unui om, prin Duhul, nebunule, în noaptea asta, din punct de vedere a celor din jur, era un om înțelept, harnic, deosebit, cu viziune, cu perspective, i-a rodit holda. Într-un mod deosebit a spus, știu ce fac, îmi fac capacități mai mari de magazinare, stric hambarele și fac mai multe. Și pe urmă pot să trăiesc, sunt liniștit, îmi pot permite orice, îmi pot permite orice. Dar vine cuvântul lui Dumnezeu și spune, nebunule, când lucrurile acestei veți sunt prioritățile vieții tale, când nu uiți că viața aceasta se termină, când nu uiți că dincolo de viața aceasta mai este ceva, dă-mi voie să spun, nu eu, cuvântul lui Dumnezeu spune, trăiești ca un nebun. Un om înțelept se gândește la toate. Un om înțelept stătea de vorbă cu Dumnezeu și spunea, zice, Doamne, am tot ce-mi trebuie pe pământ, tot ce doresc, nimic nu-mi lipsește. Sub domnia mea, împărăția a ajuns la cel mai mare apogeu. Absolut nimic nu-mi lipsește. Am o întrebare totuși. Cine va locui în cortul tău? Cine va locui lângă tine? Eu vă rog să vedeți, este foarte semnificativ. Cineva, nu cine locuiește. E vorba de viitor. Dincolo de tot ce am acum, dincolo de toate posibilitățile, dincolo de viața asta cu tot ce mă oferă, dincolo mai există ceva.
dincolo mai există ceva. Doamne, când vorbim de acel ceva, eu nu pot lua hotărâri acolo. Eu nu pot cumpăra acolo în viitor. Eu nu pot. Și apoi, inspirat de cuvântul lui Dumnezeu, spune, cel ce trăiește în neprihănire. Acum, nu atunci. Iubiții mei, că suntem pe pământ, alegem. Noi alegem. Când s-a terminat, nu mai alegem noi. Poți să fii cel mai bogat. Poți să fii cel mai inteligent. Poți să fii cel mai rațional. Să ai cea mai mare putere pe care o poți acumula în lumea aceasta. Politică, materială, informatică, absolut orice. Cel care face acum, noi alegem. Răsplata alegerii noastre, consecința e dincolo. Cândva poporul lui Israel, după 40 de ani, de când Dumnezeu i-a eliberat din robie, 40 de ani au mers împreună cu Dumnezeu. O senzație extraordinară. Când mă scol dimineața, trag jaluzele și mă uit afară. Când se sculau dimineața, se uitau și era norul deasupra. Asta însemna că Dumnezeu era prezent. Seara când se culcau, se uitau și era un nor de foc. Și aveau liniștea în ei și spuneau, Dumnezeu este cu noi. După 40 de ani, l-au cunoscut și trebuia să aibă încredere în Dumnezeu mai mult ca la orice. Dumnezeu i-a chemat să se oprească. Așa cum Dumnezeu parcă ne cheamă astăzi să ne oprim. După câți ani de călătorie împreună cu El? Câți ani? După câte experiențe avute cu Dumnezeu? Din câte ne-a salvat Dumnezeu? De câte ori am strigat către Dumnezeu și Dumnezeu a intervenit? De câte ori am mărturisit public sau noi personal, am văzut mâna lui Dumnezeu? Numai Dumnezeu m-a scăpat. Ei bine, după 40 de ani, într-un cadru special, Moise îi oprește și are o ultimă confruntare. 40 de ani de responsabilitate pentru poporul acesta și dintr-o dată Moise trebuie să le spună, eu nu voi intra cu voi în țară, mă opresc aici. Dar înainte de mă opri, vreau să am o discuție cu voi. Suntem între muntele Ebal și muntele Garizim. Și vreau să am o discuție cu voi. Discuția pe care vreau să o am cu voi este să vă prezint binecuvântările lui Dumnezeu, dar în același timp și blestemele lui Dumnezeu. A vorbi numai despre dragostea lui Dumnezeu, fără a vorbi de sfințenia lui Dumnezeu, de dreptatea lui Dumnezeu, de pedeapsa pe care Dumnezeu o dă celor care calcă voia lui Dumnezeu. Nu este corect. Dumnezeu este bun, dar Dumnezeu este un foc mistuitor, să nu uitați lucrul acesta. Dumnezeu este sfânt și cine într-un chip nevrednic intră în prezența sfințeniei lui Dumnezeu, ca un fluture care se apropie de lampa încinsă. Ați auzit vreodată pocnetul acela și s-a dispărut. Ce interesant între doi munți. Pe muntele Ebal trebuia să se rostească blestemele. Numai pe muntele Ebal. Pe muntele Garizim erau binecuvântările. Și mi-am pus întrebarea, Doamne, de ce doi munți? Dumnezeu nu amestecă niciodată blestemul cu binecuvântarea. Și Moise, când rostea binecuvântarea, trebuia să meargă pe muntele Garizim și spunea poporului, opriți-vă, că trebuie să ajung pe muntele blestemelor și de acolo să vorbească despre blestemele lui Dumnezeu. Și întotdeauna exista un cuvânt. Cuvântul era alegerea pe care trebuia să o facă. Și întotdeauna spunea, dacă veți asculta. Și urmau binecuvântările. Și fugea pe muntele blestemelor și spunea, dacă nu veți asculta. Vedeți? Dumnezeu are oferte. Dacă este la noi. Ziua aceasta, o zi care este proclamată și spune fiecare să se cerceteze, să se cerceteze, este, dacă vreți, o zi a stâlpului de aducere a amintirii.
pentru că poporul Israel, după ce a trecut apa Iordanului într-un chip miraculos, le-a spus Iosua, luați 12 pietre de fiecare seminție și facem aici un stâlp de aducere aminte. Este stâlpul în care ne aducem aminte. Ne aducem aminte de cine este Dumnezeu, sursa binecuvântărilor. Dar ne aduce aminte de cine este tot Dumnezeu. Este Cel care pedepsește neascultarea. Este Cel care... Ne aducem aminte. E bine, în ziua aceasta este un stâlp de aducere aminte. Este stâlpul în care ne aducem aminte de legământul nostru cu Dumnezeu. Și când ne aducem aminte de legământul nostru cu Dumnezeu, în primul rând, trebuie să ne aducem aminte de partenerii care intră în legământul acesta. De o parte este Dumnezeu, este dragostea lui Dumnezeu și de cealaltă parte suntem noi. Și de aceea spune cuvântul lui Dumnezeu inspirat de Duhul Sfânt, cercetați-vă, cercetați-vă. Nu cercetăm financiar aici, sunt instituții. Îndemnăm la dărnicie, dar nici asta nu cercetăm. Dărnicia este încrederea ta și credința ta de a primi răsplată de la Dumnezeu. Nu cercetăm lucrul acesta. Ce trebuie să ne cercetăm? Care este poziția noastră în legământul pe care l-am făcut cu Dumnezeu? Cercetăm de asemenea ce a făcut ca acest legământ să fie posibil, realizarea acestui legământ. Și cât de frumos spune Apostolul Pavel, paharul acesta are în el rodul viței, care reprezintă valoarea sângelui lui Hristos. Asta stă la baza legământului, că la orice legământ vechi testamental, vorbim de parteneri, se întâlneau undeva și întotdeauna între ei era o jertfă, era sângele, era un semn. Întotdeauna între ei. E bine, la legământul acesta despre care încercăm să ne amintim acum, legământul acesta este posibil și este valabil doar atunci când conștientizăm valoarea sângelui Domnului Iisus Hristos. Știți care este valoarea sângelui lui Hristos? Unii poate am încercat. Cineva m-a sunat acum 3 săptămâni și vă spun foarte sincer, nu m-am priceput, n-am lucrat cu lucrurile acestea și mi-a spus, zice, uite, îți dau o valoare scrisă pe un extras de la bancă. Spune-mi, te rog, cât reprezintă valoarea aceea. La urmă am înțeles, după niște informații, că ar fi ceva de niște miliarde de lei. Dar vă spun sincer, m-am uitat acolo și mă uitam și mă gândeam la câtă matematică știu și n-am știut să conștientizez în modul cum era scrisă valoarea aia, unde erau puncte. Poate suntem încă unii dintre noi care nu conștientizăm care este valoarea sângelui lui Hristos. Un lucru care de obicei se întâmplă cu copiii din familii creștine. Vedeți, botezul, și am anunțat că vom face din nou botezuri noi testamentale, se face întotdeauna în conștiență de păcate. Ești conștient că ai păcate, ești conștient că nu poți scăpa cu puterile tale de păcatele acestea și dorești ca să iei o decizie conștientă. Bine, dacă stau de vorbă cu cei din familie creștine, îi întreb întotdeauna, ce reprezintă botezul pentru tine? Ai ceva de care să regreți? Și el se uită la mine și spune, zice, nu știu frate, eu sunt născut din familie creștină. Cu alte cuvinte, dacă sunt născut din familie creștină, eu n-am păcate, cam asta îmi comunică. Eu n-am fost niciodată în lume, știți? Când este vorba de botez ca simbol, nu este vorba de faptul că ai păcate sau nu ai păcate. Și este vorba de faptul că puterea păcatului și forța păcatului este în tine. Te naști cu lucrul acesta. Acum vreau să vă spun că în lumea aceasta sunt oameni morali,
oameni de care ne place, auzim câteodată expresia vecinul meu, colegul meu de muncă, zice, are toate calitățile, toate calitățile, numai nu-i pocăit, dar are toate calitățile. Pentru mulți dintre noi, pocăința înseamnă să ai niște calități. Ei bine, eu vreau să vă spun că botezul afirmă faptul că noi am ieșit din puterea păcatului și am fost eliberați de puterea păcatului. Cei mai mulți dintre noi, când vorbim de păcat, noi ne gândim la păcatele efectuate prin călcarea poruncii lui Dumnezeu. Nu? Furat, jefuit, curvit, tâlhărit, astea când sunt evidente. Dar vreau să vă spun că nu doar atât de simplu este păcatul. Mie îmi place foarte mult și aș vrea ca la fiecare cercetare de genul acesta să cântăm cântarea aia, cred că o știți de cină. Iartă-mă, iartă-mă, Dumnezeul meu. Știți pentru ce? Nu că am furat, nu că am jefuit, nu că am corvit, știți pentru ce? Pentru timpul meu pierdut, fără rodul ce l-ai vrut. Câți dintre noi ne-am gândit că un timp pierdut poate fi un păcat înaintea lui Dumnezeu? Pentru vorba fără har, Doamne, iartă-mă Tu, iar. Pentru gândul nesfințit, atenție, faceți orice gând, rob ascultării de Dumnezeu. Pentru poate m-am privit, pentru viața mânzădar, Doamne, iartă-mă Tu, iar. Coborâți înțelegerea aceasta și la sensul acesta. Apoi, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, păcat nu este doar cel pe care îl faci călcând poruncile lui Dumnezeu. Să vă dau exemplu. Biblia spune să nu furi și tu furi. Este păcat. Biblia spune să nu minți și tu minți. Ci păcat este și ceea ce tu faci când nu asculți poruncile lui Dumnezeu. E foarte interesant. Apostolul Iacov spune, dacă cineva știe, în înțelesul clar al traducerii, dacă cineva știe și are posibilitatea să facă un bine și nu-l face, ce face? Judecata din Matei, capitolul 25. Când se va coborî Hristos împreună cu sfinții săi, toate popoarele vor fi adunate. El îi va desparte. Va zice unora, plecați blestemaților, atenție, și altora, veniți binecuvântaților. De ce? Am fost la spital și n-ați venit pe la mine. Am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc. Am fost în temniță și n-ați trecut. Am avut nevoie. E păcat. Cei care vor fi alungați din fața acestui judecător, atenție, nu vorbește aici de un păcat pe care noi le consemnăm de să eu nu fur, eu nu, Doamne, eu n-am nimica. Nu, nu. Vorbește despre ceea ce a spus Dumnezeu să faci și n-ai făcut. Și vreau să vă spun că iadul va fi plin de oameni care au călcat porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a spus să nu furi și au furat. Dumnezeu le-a spus să nu curvești și au corvit. Dar în același timp, iadul va fi plin de oameni care n-au ascultat de ceea ce Dumnezeu le-a spus să facă. Dumnezeu le-a spus, mergi la bolnav, ajută-l pe cel care nu are și tu nu ai făcut. Vor ajunge în iad. Trăirea neprihănirii, cât de frumos. Hristos spune să nu vă îndepliniți trăirea neprihănirii cum și-o îndeplinesc cărturarii și farisei. Și apoi spune, voi când faceți, atenție, nu există neprihănire fără cele trei elemente. Nu există. Voi când faceți milostenie, nu există neprihănire fără milostenie. La orice nivel ai fi, nu există neprihănire fără milostenie. 1. Nu dacă vreți să faceți milostenie, atenție, nu este alegerea noastră. În cadrul neprihănirii este, dacă vreți, obligația, o dovadă a faptului că trăim neprihănirea lui Dumnezeu. Și noi stăm în cercetare acum.
înaintea lui Dumnezeu. Cum suntem noi? Voi când vă rugați, nu spune dacă vă rugați, ci spune când vă rugați. Și al treilea, voi când postiți. Nu spune dacă postiți, dacă vă convine, dacă vă place, dacă... Când trăiești neprihănirea lui Dumnezeu, într-un mod obligatoriu, trebuie să avem cele trei elemente neprihănirea lui Dumnezeu. Întrebarea mea este, cum ne raportăm noi la lucrul acesta? Psalmistul spune atât de frumos și parcă aș vrea să ne uităm la textul acesta. Cel ce umblă neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă, acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său și nu aruncă o cară asupra aproapelui său. El nu-și dă vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui, el nu-și dă banii cu dobândă și nu ia mită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poate așa, nu se clatină niciodată. Și mă rog ca în ziua aceasta de cercetare, raportându-vă la cuvântul lui Dumnezeu, să încercați să dați un răspuns fiecare în dreptul lui. Apostolul Pavel, în îndemnul primit pentru cercetarea aceasta, spune fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Aici este vorba de cercetarea noastră personală. Aceasta este cuvântul lui Dumnezeu. Este referința la care ne întoarcem înapoi. Dar vreau să vă spun că nu doar David ne vorbește de cercetarea aceasta. Sau cercetarea aceasta cu precădere la cină nu trebuie să fie singurul moment al cercetării noastre. Apostolul Pavel în a doua Corinteni, capitolul 15, cu versetul 3, spune: cercetați-vă să vedeți dacă mai sunteți încă în credință. Pe voi înși vă cercetați-vă. Am vorbit zile trecute despre ceea ce înseamnă să fii sarea acestui pământ. Și am pornit în imaginea aceasta cu ceea ce înseamnă cu adevărat să fii creștin, să fii pocăit. Pentru că în ziua cincizecimii, Apostolul Petru îndeamnă: întâi vă pocăiți, ieșiți din lumea aceasta, eliberați-vă din lumea aceasta. Făcea mențiunea la sfârșit că în vremea părinților bisericii, când cineva se întorcea din lume și trecea prin programul de cateheză, era adus înaintea botezului în fața unui lucrător, lucrătorul își punea mâinele peste el și făcea o rugăciune care se numea într-un fel lepădarea de Satana. Lucrătorul punea mâinile peste el și rostea ceva de genul acesta: Doamne, cu autoritatea pe care Tu mi-ai dat-o ca slujitor, ceva de genul acesta, dezleg pe sufletul acesta de orice putere demonică. Îl eliberez de stăpânire demonică. Îl eliberez de orice influență demonică care a fost peste el și este liber de a intra în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că vreau să vă spun și este foarte important că nu poți să ajungi în împărăția lui Dumnezeu până nu ai conștiința că trebuie să ieși din lumea aceasta și de tot ce este în lumea aceasta. În momentul când ai ieșit din lumea aceasta, nu există un al treilea loc. Ori ești în lumea aceasta, recunoști sau nu recunoști, ori ești în împărăția lui Dumnezeu. Nu există un loc intermediar. Nu există cineva ca să spună: eu n-am nimic cu Dumnezeu, dar n-am nimic nici cu diavolul. Nu există. Ori ești în împărăția lui Dumnezeu, ori ești în împărăția celui rău. În momentul ieșirii, ceea ce trebuie să avem conștiința noastră este faptul că intrând în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să recunoaștem autoritatea care este în împărăția lui Dumnezeu.
În lumea aceasta, autoritatea a fost cel rău, recunoscută de Biblie. Și Hristos a spus, cel rău, stăpânitorul acestei lume, vine către mine. El n-are nimic în mine. Atât timp cât am trăit în lumea aceasta, eram sub autoritatea, sub influența celui rău. În momentul eliberării, ca unul care vrei să intre în împărăția lui Dumnezeu, trebuie în primul rând să cunoști autoritatea. Și probabil că cel mai ușor de înțeles este situația actuală. Dacă vrei să ajungi undeva într-un alt stat, primul lucru înseamnă că vrei să ieși, faci o cerere ca să ieși din țara aceasta, termini cu autoritate din țara aceasta, nimeni nu mai are putere, nici președintele, absolut nimic, dar într-un mod conștient intri într-un stat care are o altă autoritate. Și ceea ce trebuie să facem noi, ceea ce trebuie să facem noi și este foarte important, este să dorim și să ne rugăm să putem intra în împărăția aceasta. Să ne rugăm. Să ne rugăm să spunem, Doamne, vreau să intru sub autoritatea Ta. Vreau să intru sub autoritatea Ta. În sensul acesta am întâlnit persoane și am mai spus, acum vă dau un alt exemplu, de care în urma unor evanghelizări spuneau, zice, domnule păstorute, care e problema? Eu vreau să trăiesc așa cum ai spus dumneata, dar eu nu vreau să părăsesc sistemul meu de gândire și religios în care am trăit până acum. Și eu încercam să le spun ceva de genul acesta. Să zicem că ai o livadă de 1000 de meri, bun, fructifer, foarte frumos. Și te duci undeva în pădure și iei un măr sălbatic și vii și-l aduci și-l sădești în cei 1000 de meri care sunt altoiți. Ce credeți? Că va face mărul sălbatic mere altoite și frumoase? Numai sădit? E o problemă de natură. Nu poți. Primul lucru, ca să fii un copil al lui Dumnezeu, trebuia să ai conștiența ieșirii, a lepădării, a părăsirii a tot ce este acolo. Așa cum într-un mod simbolic, Moise spunea, cândva ieșim toți, nicio unghie să nu rămână aici, nimic nu rămâne din mine, din casa mea, din familia mea, nimic nu rămâne în lumea aceasta, vreau cu totul, 100%, să intru în împărăția Ta. Și în momentul când rostim și cerem autoritatea Domnului Iisus Hristos peste noi, atunci se petrece o minune în noi. Și este ceea ce Domnul Iisus Hristos numește în Evanghelia după Ioan, capitolul 3 cu versetul 5, nu poate să intre nimeni în împărăția lui Dumnezeu dacă nu se naște din apă și din Duh. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu, reprezentând apa, face schimbarea noastră interioară. Este o minune aici. Dacă vreți, comparați ceea ce vorbește Apostolul Pavel în Romani, capitolul 7, relația noastră față de lege. Și foarte interesant exemplul acolo. Spune, zice, legea nu e rea. Legea nu e rea. Și imaginați-vă că legea, pentru un creștin, este exact ca bărbatul. Soția are îndatoriri față de bărbat. Și dacă soția ar vrea să trăiască în afara relației cu bărbatul, înseamnă că ea păcătuiește. Soția poate fi eliberată de lucrul acesta în două cazuri. Unu, când moare, este eliberată. Sau când îi moare bărbatul. Și Apostolul Pavel interpretează și spune așa, zice, dacă noi nu putem face legea ca să moară, noi putem să murim față de lege. Noi putem față să murim. Apostolul Pavel folosește pentru a denumi ceea ce înseamnă nașterea, schimbarea aceasta fundamentală, folosește două expresii, naștere din nou sau înviat din morți. Romani, capitolul 6, toți cei care au murit și am fost îngropați cu Domnul Iisus Hristos, au murit. A murit față de lume, nu? În momentul când noi părăsim țara, la linia noastră socială, la evidență, acolo scrie, nu mai există, Horodin Cănelu nu mai există în țara asta. Apare în schimb dincolo, într-o altă țară, nu? Când noi murim față de lumea aceasta, murim față de ce este lumea, în dreptul nostru scrie mort, nu mai există.
s-a născut din nou în împărăția lui Dumnezeu. Pocăință înseamnă două lucruri foarte importante. În primul rând, schimbarea identității tale, ieșirea din lumea aceasta și nașterea în împărăția lui Dumnezeu. Și nu ne oprim aici. Pocăință înseamnă, în al doilea rând, schimbarea caracterului tău. Schimbarea caracterului tău. Pentru că din momentul acela, ca un copil nou, tu te înscrii la școala împărăției lui Dumnezeu. Probabil cel mai curent exemplu este, vi-l dau încă o dată, eu am fost în Australia, acolo se conduce invers. Pe partea dreaptă, volanul este invers. Vă imaginați ce s-ar fi întâmplat cu mine și cu alții dacă eu aș fi condus acolo ca și aici, nu? În momentul când am ajuns acolo, eu m-am adaptat. A trebuit să învăț, să cunosc legile. Vedeți, când ajungi în împărăția lui Dumnezeu, tu trebuie să înveți legile împărăției lui Dumnezeu. Cât de frumos spune Domnul Iisus Hristos, mergeți în toată lumea, faceți ucenici, botezați-i în numele meu și apoi ce să faceți? Învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu, nu ce vreți voi, ce v-am poruncit eu, învățați-i să păzească. Suntem chemați în împărăția lui Dumnezeu să ne schimbăm caracterul. Marea problemă este noi, faptul că noi credem că caracterul se schimbă de la sine. Așa cum crește buruiană în grădină, azi ne-am predat, săptămâna viitoare mai mergem la un program și dintr-o dată nu mai vorbim urât, nu avem gânduri urâte, nu avem de la noi impulsuri ale firii, nu mai avem nimic. Și ne înșelăm. În primul rând, schimbarea caracterului este o problemă de decizie personală, conștientă. Când mergem la școală, noi într-un mod conștient și personal alegem lucrul acesta. Nu poți să înveți dacă tu nu iei decizia aceasta și tu nu participi la decizia aceasta. Și schimbarea caracterului este o lucrare de parteneriat. Este Domnul Iisus Hristos, este Duhul lui Dumnezeu. Suntem noi, cu dorința noastră, cea mai înfocată, să ne lăsăm schimbați de Cuvântul lui Dumnezeu și de Duhul lui Dumnezeu. Una din fericiri pe care le prezintă Domnul Iisus Hristos, a treia fericire, este fericiți de cei blânzi. Știți consecința acestei fericiri. Ei vor moșteni pământul. De fapt, legile împărăției lui Dumnezeu sunt exact opusul, inversul legilor din lumea aceasta, care le înțelegem. În înțelegerea noastră, niciodată nu ne gândim că cei blânzi vor moșteni pământul, nu? Cei blânzi întotdeauna îngăduie, întotdeauna atac, întotdeauna fac pasul înapoi. Cei blânzi întotdeauna sunt luptători pentru pace, nu căutători de gâlceavă și scandaluri, și într-o lume ca a noastră. Noi ne imaginăm și credem că lumea va fi moștenită de cei care nu-s blânzi, de cei care au gura mare, de cei care au pumnul tare, de cei care au relații, de cei care mint mai mult, de cei care înșeală mai mult. Asta este imaginea noastră. Și vine Cuvântul lui Dumnezeu și spune dintr-o dată, nu, nu, pământul acesta va fi moștenit de cei blânzi. Știți de la ce vine cuvântul blând? Din latină. A îmblânzi. Experiența aceea prin care un animal sălbatic devine un animal domestic. Folositor, dacă este domestic. Probabil că cel mai bun exemplu și în același timp cel mai sugestiv este faptul cum se îmblânzesc caie. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați văzut într-un mod real. În afara deltei, unde mai sunt cai sălbatici, undeva lângă Reșița, sus acolo în munți, au existat niște adăposturi, niște, cum să le zic, depozite așa mari sau eu știu, în 68, când rușii au intrat în Ceoslovacia, Ceaușescu s-a gândit că rușii vor veni și la noi. Eram într-un pericol extraordinar, mai ales că el s-a băgat în programul acela de a acuza de rușii. A fost singurul care a luat o poziție. Și s-a gândit că este posibil și bine
pentru o armată care să vină, să vină undeva pe zona Aninei, de acolo. Și am făcut în pădure ascunse niște dormitoare mari, niște dormitoare mari, și am lăsat acolo armată și tehnică, și zic, dacă vin statele astea aliate cu rușii, să fim pregătiți. E bine, ei n-au venit, cu timpul militar au plecat, s-au făcut bărăci acolo, au stat mineri, acum nici mineri nu mai avem și sunt oameni din ăștia fără căpătăi. Dar în pădurile acelea au apărut caii sălbatici. O hergelie de cai e o frumusețe, e ceva ce, dacă nu vezi în realitate, parcă nu poți să înțelegi, să descrii. Și din când în când, cei care locuiesc în zona aceea prind câte un cal și încearcă să-l domesticească. E fascinant. În primul rând, după ce este prins, calul este stăpânit de atâția oameni a căror putere pusă împreună este mai mare decât puterea calului. Altfel, el a plecat de acolo. Un călăreț iscusit aruncă o șa pe el. Vreau să văd că reacția lui este extraordinară. Întotdeauna sare, el nu suportă nicio mână. Era un animal care a crescut în libertate. Se scula când voia el, mânca când voia el, se culca când voia el, se ducea în direcția unde voia el, se oprea când voia el. Nu suporta nimic deasupra lui. Și după ce pune o șa și un frâu, călărețul se urcă în șa și la un semn, toți cei care au ținut calul îi dau drumul. Dintr-o dată calul este liber, dar cu o povară deasupra lui și încearcă tot ce este posibil să scape de ce este deasupra lui. Și începe pentru el o luptă, pentru noi pare un dans, un joc uimitor. Să facă tot felul de mișcări, tot felul de mișcări, sare în sus, să lasă cu capul în jos, să ridică pe două picioare, să lasă într-o parte, să lasă în cealaltă parte. Și dacă nu scapă de călăreț, la un moment dat o ia la o fugă. Fuge atât de tare cu tot ce este putere în el. Fiecare fibră din mușchii lui acționează și ajunge la un moment dat când își gătește orice resursă. Se oprește, tremură din toate picioarele, îi transpira tot, îi curge pe lângă zăbală spuma aia de efort teribil și în momentul acela se întâmplă ceva în mintea lui. Și el spune, gândesc eu, s-a terminat cu libertatea mea. Nu mai sunt liber. Nu mă mai scol când vreau eu, nu mă culc când vreau eu, nu mănânc când vreau eu. Am pe cineva deasupra. Și în momentul când în abdomen mă împunge ceva, eu știu că trebuie să pornesc. Și în momentul când zăbala mă trage la dreapta, eu știu că trebuie să iau la dreapta. Și în momentul când mă trage, eu știu că trebuie să mă opresc. De ce? Pentru că el a spus, în momentul acela eu am autoritate. Vedeți, când intrăm în împărăția lui Dumnezeu, intrăm într-o autoritate. Să nu credem că împărăția lui Dumnezeu înseamnă libertatea mai mare, nepăsare și Dumnezeu ne dă toate binecuvântările. Nu, nu. Și ce a spus Hristos și sunt cuvintele mele lui. Dacă cineva vrea să vină după mine, care e primul lucru care să-l facă? Să se lepede de sine însuși. Nu există păcăință fără lepădare. Câți am avut experiența aceasta într-un mod adevărat? Un moment personal al intimității. Valoarea rugăciunii din cămăruța ta. Închizi ușa după tine. N-ai nevoie de spectatori. Este momentul de cercetare și de întâlnire cu Hristos. Este momentul când te pleci înaintea Lui și spui, Doamne, necondiționat. Necondiționat. Nu urmăresc nimic decât vreau să te am pe tine ca stăpân al vieții mele și vreau să-mi las viața mea călăuzită de tine. Și vreau ca viața mea să fie conform voii tale. Pentru că încă o dată spun și este foarte important și este un subiect care nu prea a fost abordat. Cea mai mare luptă pe care noi o avem ca și creștini, nu avem cu lumea aceasta, nu avem cu împărăția celui rău și cu duhurile sale slujitoare, cea mai mare luptă pe care noi o avem ca și creștini, o avem cu Dumnezeu.
Pentru că în momentul când am ajuns copii al lui Dumnezeu, Dumnezeu vrea să trăim voia Lui. Noi vom să trăim voia noastră cu binecuvântările lui Dumnezeu. Și lupta care este, este lupta dintre Dumnezeu, care vrea ca voia Lui să se împlinească în viața noastră. Și este lupta dintre noi, care vrem ca Dumnezeu să împlinească voia noastră. Noi asta credem că este pocăința. Găsim un loc unde mergem la cineva care este atotputernic, care are toate posibilitățile și voia noastră va fi cea care să va împlini în viața noastră. Nu, nu! Pocăința înseamnă schimbarea caracterului tău și înțelegerea că noi trăim voia lui Dumnezeu. Nu e ușor. În cer, pe flori, nu poți fi dus era o cântare, nu? Doar dacă nu doar îți amintești și crezi ce a spus Apostolul Pavel. Orice lucru lucrează spre binele celor care iubesc pe Dumnezeu, celor care iubesc venirea Lui, orice lucru, chiar dacă cu mintea noastră limitată și rațională, nu putem înțelege uneori voia lui Dumnezeu. Psalmul 73, nu? Citiți-l. Este cel mai frumoasă lecție de educație în sensul acesta. Nu putem. Avem întrebări, avem probleme, avem frământări, dezamăgiri, unde ajungem în depresie că nu cunoaștem. În America m-a abordat o persoană. A fost dureros pentru că îl cunosc de multă vreme, îl cunosc de vreo 40 ceva de ani. Am fost și la căsătoria lui, mai în vârstă ca mine. Are 11 copii. I-a crescut aproape de Domnul. Și m-a abordat acum și a spus, zice, vreau să stau de vorbă nele cu tine. Și eu m-am uitat la el și ce s-a întâmplat. M-am gândit de o greutate, de un copil, de o căsătorie. Zic, care e problema? Am pierdut credința în Dumnezeu. Am rămas fără cuvinte. N-am știut ce să-i răspund. Sunt în momentul acesta încât nu știu ce să cred. Nu știu ce să cred. După 54 de ani, născut în biserică, voia lui Dumnezeu. Asta este motivul cercetării tale. Când ne cercetăm care este relația noastră cu Dumnezeu, ne cercetăm ceea ce suntem noi. Ceea ce suntem noi. Pentru că Dumnezeu are pregătite pentru noi două atitudini, întotdeauna binecuvântarea, dacă trăim în autoritatea lui Dumnezeu, și pedeapsa. El are pregătit alegerea, este a noastră. Dumnezeu are pregătit pentru noi întotdeauna locul unde vom fi împreună cu El, locul unde vom fi atunci împreună cu El, funcție de alegere pe care noi le facem acum. Acum. Nimic nu este întâmplător în voia lui Dumnezeu. Nu este întâmplătoare nici ziua aceasta. Și orice ați gândit dumneavoastră, nu este întâmplător nici mesajul acesta. Și vreau să vă mărturisesc la urmă că am venit cu alte gânduri. Aici am, dacă vreți, un alt fel de schiță. Dar voia lui Dumnezeu este voia lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm împreună și să intrăm într-o rugăciune de cercetare. Când stăm înaintea lui Dumnezeu, e un har că într-o zi ca aceasta Dumnezeu încă ne dă binecuvântarea alegerii. Încă astăzi cuvântul este valabil. Alegeți! Alegeți cui vreți să slujiți. Alegeți cu cine vreți să trăiți. Alegeți ce fel de viață vreți să trăiți. Încă este valabil și e o mare binecuvântare. Mă rog ca Duhului Dumnezeu să te ajute la o alegere bună și binecuvântată. După rugăciunea aceasta de cercetare, ne vom ruga pentru binecuvântare a ceea ce trebuie să fie pentru noi, valoarea sângelui trupului lui, valoarea trupului lui Hristos și valoarea rodului viței. Haideți să ne închinăm înaintea Domnului și cei care sunt lucrători să vină în față la slujire.